ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Salvar. Iisus e rege, vrednic de laudă.
patronul tău în fiecare zi și seară. De vorbă stau cu Dumnezeu. Încredințează-ți soarta mâna celui ce te-a săpat în ea. El nu te va lăsa vreodată, în el tu sprijin vei avea. Nu va lăsa nici când furtuna să-ți clatine ființa ta. Răscumpărat al Domnului, neprihănit în ochii lui, cu tine-i Domnul nu-i ta. În ziua de necaz mă sprijin, scut și adăpost îmi ești mereu. Ești cetățuia mea în care mă adăpostesc, o Domnul meu. Încredințează soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. El nu te va lăsa vreodată, în el tu sprijin vei avea. Nici când furtuna să-ți clatine ființa ta. Răscumpărat al Domnului, neprihănit în ochii lui, cu tine-i Domnul nu-i ta. Copleșit de-a ta iubire, tu mi-ești izvor de bucurii. Cu tine voi trăi, o Doamne, eternitatea-n veșnicii. Încredințează-ți soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. Să vreodată, în el tu sprijin vei avea. Nu va lăsa nici când furtuna să-ți clatine ființa ta. Răscumpărat al Domnului, neprihănit în ochii lui, cu tine-i Domnul nu-i ta. Soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. El nu te va lăsa vreodată, în el tu sprijin vei avea. Nu va lăsa nici când furtuna să-ți clatine ființa ta. Ceva, când o putere deosebită, când un suflu puternic, Cornilescu traduce vâjit, dar în original zice un suflu, o suflare puternică. S-a întâmplat acolo, Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei aproape 120 și toți vorbeau în alte limbi și îl slăveau pe Dumnezeu. Și de multe ori mă gândeam, când fratele păstor anunța programul aici, că ce bine i-a pus la punct programul. Însă foarte mulți poate că pun un accent prea mare
prea mare, pe exactitatea programului și riscăm să ne transformăm în biserici metodiste, fără să lăsăm posibilitatea acelui deodată, acelei suflări să coboare între noi. Unii știți și cei ce nu știți, vreau să vă spun că iarna lui 91 pe 92 a fost o iarnă de trezire penticostală la Betania, când nu știam dacă ținem servicii divine sau nu. Anunțam frații, după masă, la orele 18, începem serviciul divin dacă ne lasă Duhul Sfânt. Și a fost când am început cu o rugăciune la orele 18, nu uit, ziua de 16 ianuarie 1992, am început la orele 18 cu o rugăciune și s-a terminat rugăciunea la 11:20 noaptea. Și o să vi se pare incredibil. Acum mă apuc să mă rog și eu sunt foarte sincer. Mă rog o oră și nu mai știu ce să zic. Și văd că încep să mă repet. Și mă întreb, cum ne rugam atunci? Să întâmpla acea suflare, să fie prezentă, acel deodată. Și când începea Duhul Sfânt să lucreze, se întâmplau lucruri nemaipomenite. Acel deodată se poate întâmpla și azi. Duminica trecută se predica în biserica noastră că e de dorit să se întâmple asemenea evenimente. Și vreau să vă spun că asemenea evenimente, când se întâmplă, declanșează trezirea spirituală. Noi vorbim foarte mult despre trezire spirituală și zicem, domne, vrem trezire spirituală. Trezirea spirituală nu noi o declanșăm, o declanșează Dumnezeu. Și ea totdeauna începe cu un miracol. Propovăduirea primilor creștini consta în întărirea din partea Domnului prin Duhul Sfânt cu semne și minuni. Și semnele erau ei, trăiau o viață sfântă, trăiau o viață curată, trăiau o viață deosebită de toți ceilalți și erau niște semne și indicatoare spre împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul făcea și minuni. Acum din nou revin și la cuvântul minune. În original nu e minune, e miracol. Una este minunea și alta e miracolul. Minuni se întâmplă, ele și au o anumită dimensiune și sunt privite de noi într-un fel sau altul. Dar când se produce un miracol, apoi zguduie totul din temerii. Și eu vreau să facă Domnul miracole. Să zguduie Domnul din temerii totul. Porțile locuinței morților încă o dată să fie zguduite și să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos al nostru ce a făgăduit a și împlinit. A zis, mă duc la Tatăl. Și am să-mi rog să vă trimită un alt mângâitor care să fie cu voi și în voi, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Vedeți? Cam așa ceva s-a întâmplat. S-a întâmplat un miracol. S-a întâmplat un miracol acolo, în Cezarea, cu un om deosebit. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș, din ceata de ostaș, numită italian. Nici pe departe nu era evreu. Nu, era din ceata de ostași numită italiană. Și omul ăsta, scrie Biblia că era cucernic, era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii în rodul și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și pe la ceasul a noua mea, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el în casă și a zis, Cornelie! Eu nu știu care e ceasul în care Îngerul lui Dumnezeu vrea să se arate și în casa ta. Eu nu știu care e ceasul în care Dumnezeu ți-a vorbit ultima dată. Dar vreau să vă spun că nu iudeilor, nu penticostanilor, nu baptiștilor, ci celor ce sunt cucernici și temători de Dumnezeu, ne trimite Dumnezeu Îngerul. Și ne trimite Dumnezeu Soria. Și ne trimite Dumnezeu vestea că are ceva cu totul deosebit pentru ei. În Cezarea era un om și mulți oameni sunt în Biblie. Vedeți, Corneliu era un om și se deosebea de toți oamenii. Nu era ca Saul, Saul era cu un cap mai înalt decât tot Israelul. Și toți se uitau și ziceau, ăsta e împăratul Saul. Nu era ca Solomon, Solomon era mai înțelept decât toți oamenii și toți se mirau și a venit împărăteasa din Șeba și a zis, nici pe jumătate nu mi s-a spus din ceea ce am văzut. Într-adevăr, este ceva la superlativ. Nu era nici măcar ceea ce era Moise. Moise era un profet,
un om care prorocea, un om care la un moment dat este dimensionat și etichetat de Dumnezeu și zice: despre robul meu Moise vreau să vă spun ceva. El e deosebit de toți ceilalți. Nu îi vorbesc gură către gură. La Moise nu s-a mai dus îngerul, i-a vorbit Dumnezeu direct. Și erau oameni. Credeți că astăzi nu sunt oameni? Oameni și de tanglia lui Corneliu. Nu de tanglia celor pe care i-am amintit. Și vreau să vă spun că sunt importanți toți cei pe care i-am amintit. Dar mă raportez la starea lui Corneliu. Un om cucernic. Ce înseamnă cuvântul cucernic? Dacă căutați în text, veți vedea. Credincios, cuvios, pios, merit, devotat, răbdător, iubitor. Un om care, într-adevăr, e gata pentru orice lucrare bună, sfântă și desăvârșită. Și așa era Corneliu. Așa era Corneliu. Nu cunoștea legea iudaică, poate prea puțin. Nu știu cât de mult a studiat în cuvântul profetic, poate prea puțin. Nu știu câtă tangență a avut el cu cei din poporul evreu, poate prea puțin. Dar știu un lucru, că omul ăsta era credincios lui Dumnezeu. Știu că omul ăsta era un om cuvios, adică respecta, era omenos, era întotdeauna un om doritor de o stare înălțătoare din punct de vedere spiritual. Așa era Corneliu și mai făcea ceva. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu, totdeauna. Atunci se întâmplă revărsarea Duhului Sfânt, atunci apare suflarea, atunci se produce miracolul, când oamenii au o relație cu Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu totdeauna. Relație cu Dumnezeu înseamnă rugăciune permanentă, de aceea în 1 Tesaloniceni 5:17 Pavel zice: rugați-vă neîncetat. Nu două minute dimineața când ne-am scurat și fugim că vine tronebusul sau vine autobusul și trebuie să ajung la servici sau la școală. Nu 5 sau 10 minute seara pentru că sunt prea obosit și Domnul știe și mă mai rog eu și în pat la noapte dacă mă trezesc. Nu. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Să te rogi totdeauna lui Dumnezeu. Să fii totdeauna gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice: caut oameni. Zice ceea ce a zis prin Ieremia: cu trăierat unghițele Ierusalimului și căutați un om. Zice ceea ce a zis prin Ezechiel: caut un om să-mi pun în spărtură. Caută Dumnezeu oameni la care să-și trimită îngerii lui, cărora să le descopere tainele lor, lui, pe care în mod deosebit să-i facă părtași harului său, care să aibă parte de acea suflare puternică și care să fie implicat în miracole divine, fiind semne către împărăția lui Dumnezeu. Știți, zicea Billy Graham, că dacă te-ai întors la Dumnezeu pe o rază de 30 de kilometri, toți trebuie să știe că acum este un pocăit. Acum, eu vreau să vă spun că eu am redus foarte mult scara asta și am zis că aș fi bucuros dacă măcar de jur împrejur pe o rază de 3 kilometri ar ști cineva că suntem pocăiți. Dar mă tem că uneori nici la 300 de metri nu ne cunosc oamenii. Întrebam odată o tânără, era înainte de 89, măi fatu, da, tu nu ai probleme, ești repartizată, acum unde ești repartizată, terminația școală, era repartizată undeva și n-ai probleme că ești pocăită? Și a zis: da, nimeni nu știe că sunt. Și m-am uitat la ea și am zis: acum înțeleg de ce n-ai probleme. Și a zis: de ce? Pentru că nu ești pocăită. Nu poți să ții lumina aprinsă și să nu se vadă. A zis: dar nimeni nu știe că sunt. Oamenii despre care nimeni nu știe că sunt al lui Dumnezeu și că au relație cu Dumnezeu, ăștia niciodată n-au părtășie nici cu îngerii, niciodată nu sunt semne spre împărăția lui Dumnezeu și niciodată nu sunt implicați în miracolele lui Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni și oamenii care în mod deosebit sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu și cei cu care Dumnezeu lucrează sunt cei despre care noi citim în cuvântul Domnului în mod deosebit în 1 Timotei, în capitolul 6 cu versetul 11, că sunt oameni care caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea,
răbdarea, blândețea, încununând, dacă vreți, starea de cucernicie. Ne întrebăm de atâtea ori și mă întreabă câte unul, frate, eu de ce nu-ți botezat cu Duhul Sfânt? Și îl întreb, auzi, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, trebuie să aparții lui Dumnezeu. Păi Corneliu a aparținut categoric, din moment ce s-a rugat totdeauna lui Dumnezeu, înseamnă că acest Corneliu, acest utaș avea o relație cu Dumnezeu. Niciodată nu o să ne raportăm la o religie, totdeauna ne vom raporta la o relație. Și relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie văzută de toți. A fi cucernic, spuneam că trebuie să fii un om fără păcat, un om neprihănit. În Matei 5 cu 20 suntem îndemnați să trăim o viață de neprihănire, să învățăm de la Domnul Iisus că El este neprihănit, să trăim o viață lipsită de păcat și să vedeți cum Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră. Avem nevoie de oameni care urăsc păcatul și iubesc neprihănirea. Sunt toți mai mulți cei care gustă din fructul amar pe care diavolul îl oferă. Și vine diavolul cu tot felul de surprize. Îmi spunea un bătrân de 83 de ani. Zice, auzi frate, eu aud acum, el avea 83 de ani. Și zice, aud de păcate care în tinereța mea n-am auzit de ele. Dar zic, dar acum n-ai de ce te preocupa, numai să auzi de păcate? Ia pune-te pe genunchi și rogă-te mai mult și lasă, nu mai auzi dumneata de păcatele care le fac amții. Păi ai dreptate că la anii mei nici să păcătuiesc nu mai pot. Atunci nici măcar nu auzi de păcate. Vezi-ți de rugăciune și trăiește în neprihănire, că venirea Domnului e foarte aproape. Câteodată noi ne mirăm de anumite situații, dar vreau să vă spun că diavolul știe că mai are puțină vreme. Și orice face, numai trezire spirituală să nu se întâmple, numai suflul acela din ziua cinzecimii să nu se întâmple, numai oamenii să nu trăiască sub călăuzirea lui Dumnezeu, că în Romani 8 cu 14 zice Pavel că cei conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și ar vrea diavolul orice să faci, numai să nu fii condus de Duhul lui Dumnezeu. Să fii condus de un duh de aroganță, să fii condus de un duh de concurență, să fii condus de un duh în care să ieși totdeauna în evidență și nimeni să nu poată sta alături de tine, să fii condus de dorință de a urca sus pe piedestalul vieții pământești și s-ar bucura diavolul. Numai să nu ai timp și să nu ai loc pentru Duhul lui Dumnezeu. Atunci ar fi foarte fericit. Dragii mei, Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua cinzecimii și se pogoară și astăzi, dar se pogoară în cei ce încaută pe Dumnezeu, în oamenii lui Dumnezeu, în cei cucernici, în cei neprihăniți. Și dacă dorești ceva pentru bisericile noastre, doresc neprihănire, viață lipsită de păcat. Fiți sfinți că eu sunt sfânt, zice Domnul. Oameni separați de tot ceea ce înseamnă rău. Trăim în lumea aceasta și suntem martori la situații care câștigă dimensiuni în sfera răului de la, poate, un timp la altul, de la o lună la alta, de la o zi la alta. Lăsați-mă să vă spun ceva. De aproape 40 de ani de când slujesc, niciodată nu am fost așa de mult chemat la bolnavi care au probleme neuropsiatrice, probleme de depresie, probleme de neuropsiatrie, probleme de demonizări, ca în ultimii 4-5 ani. Știți că m-am dus de atâtea ori în spitale și eu mă îngrozesc și mă întreb cum se poate treaba asta. Și îmi dau seama că venirea Domnului e foarte aproape. Și diavolul dă târcoare ca un leu răgnind și caută pe cine să înghită. Viața e tot mai plină de dezamăgiri, tot mai plină de decepții, tot mai plină de depresii și oamenii se duc cu pași repezi înspre abis. Ei, în condițiile astea, Biserica lui Iisus Hristos ridică capul sus și împreună cu Duhul Sfânt strigă, vino, Doamne Iisuse! Noi știm că Domnul nostru vine și de aceea vom umbla în căile neprihănirii. Vom fi semnele lui Dumnezeu într-o lume care merge spre pierzare, fiind niște indicatoare spre împărăția cerului și aducând oamenii la calea cea bună, călcând pe urmele Domnului Iisus, cum zicea Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Mergând pe calea aceasta a neprihănirii, mergând pe calea aceasta în care Dumnezeu ne vrea să fim alături de El, niciodată
nu vom obosi, chiar dacă lumea e obosită. Cuvântul oboseală este cuvântul de ordine. E un cuvânt la modă. Dacă întreb pe unul, ce faci? Sunt obosit. Dacă mă duc și mă întâlnesc cu unul mai bătrân, ce faci? Sunt obosit. Dau câte un telefon și vorbesc cu păstorii mei, cum vă simțiți? Frate, așa de obosit. Și toată lumea e obosită azi. Am un nepoțel de 7 ani, vine de la școală și nevastă mea zice, Ricci, hai să facem lecțiile, că vine mama și mă întreabă dacă ai făcut lecțiile. Și eu zice, da, sunt obosit. Însă când scap afară 2 ore, nu-i mai obosit. Ne-am obișnuit cu expresia sunt obosit. Și eu cred că suntem obosiți. Care diavolul metode de a ne încărca povara vieții cu tot felul de probleme? Parcă am fi Napoleon, încercăm să facem 3-4 lucruri odată. Mă duc odată la un prieten de-a meu și ăsta și mânca și citea ziarul și vorbea la telefon. Și am mai apărut și eu acum. Și mai îmi zicea și mie câte ceva. Și a zis, băi, ce tu ești Napoleon? Ori închizi telefonul, ori aruncă ziarul, ori lasă-mă să mă duc eu dincolo în sufragerie și spune la nevastă să-mi dea o cafea. Și când te-ai hotărât să mă acord și mie 10 minute, vino să stăm de vorbă. Câteodată suntem atât de încărcați cu poveri și uitați-vă, luați exemplu de la avioanele astea mari, uriașe. Sunt extraordinar de puternice. Motoare, chiar acum am văzut nu de mult că scot englezii parcă cu 24 de motoare, acele lansatoare de rachete care se vor ridica la 10.000 de metri și vor fi purtătoare de rachete și lansatoare de rachete. Ce avioane puternice! Dar indiferent cât de puternic e avionul, are un anumit număr de locuri. Și nu mă încarcă mai mult de câte locuri sunt. Cala este dimensionată la o anumită greutate și nu încarcă mai tare. Că dacă o încarcă mai tare, ori nu se ridică avionul de jos, ori și dacă se ridică, nu mai ajunge la destinație. Se prăbușește. Crezi că ești mai tare decât un avion? Forța motrice, ceea ce pe noi ne face să trecem prin toate, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem în dispensația Duhului Sfânt. Rolul Duhului Sfânt este să ne dea putere și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, fără să obosiți. Nici în fața ghilotinei, nici în fața eșafodului, nici în fața sebiei, nici în fața săgeților care lovesc. Copiii lui Dumnezeu merg înainte și merg din putere în putere. Și Dumnezeu pune carul lui de biruință la dispoziția lor, zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 14. Și nu obosim. Frăcăi ostenesc și obosesc, dar cei ce se încred în Domnul merg înainte și nu obosim. Nu vă încărcați cu lucrurile pământești, că obosiți. Haideți să ne încărcăm cu cele spirituale și mergem înainte. Mergem înainte, lăudăm pe Dumnezeu și îl slăvim în orice împrejurare. Corneliu era un om cucernic și Dumnezeu caută ceea ce zicea în Timotei. Oameni care să fie neprihăniți, să se încadreze în cucernicie cu neprihănirea lor. Oameni evlavioși. Oameni evlavioși, harul lui Dumnezeu a fost arătat și te învață să trăiești în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Să fii cumpătat, să știi cum să-ți porțiezi timpul în orice situație. Să fii un om drept și să fii un om evlavios, un om care să te rogi, un om care să citești Biblia, un om care să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești biserica. Un om care să fie cu adevărat un indicator spre împărăția lui Dumnezeu. Să fie un om al credinței. Zicea Pavel că noi, ca oameni al lui Dumnezeu, trebuie să urmărim și credința, să trăiești prin credință. Prea multe lucruri vrem să le palpăm. Parcă de la o zi la alta dimensiunea credinței scade și vrem tot mai mult demonstrații, dovezi, mărturii, oameni care să vină să spună poate mai mult decât ar fi nevoie să ne spună. Dragul meu, cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește fiecăruia după faptele Lui. Toate sunt cu putință celui ce crede. Ești bolnav, crede că Iisus Hristos te vindecă. Te încearcă Duhul de oboseală
și vine diavolul cu dezamăgiri, decepții, depresii, bombe de neuropsiatrie, a venit Iisus Hristos, care a rupt lanțurile păcatului, n-a pus pe diavolul pe fugă și poți fi liber în el. Crezi în seara aceasta că pentru soluția ta și pentru problema ta, indiferent de cât de mare este ea, la locul de muncă sau în altă parte, n-are Domnul soluția și aplicabilitatea, imediat o rezolvă. E important să crezi. Spuneam eu și altă dată, pe Ilie Puha tot îmi cunoaște. Ăsta e acordionistul care zice că el și în cer cere Domnului să-i dea un acordion până la genunchi să cânte cu el. Și ăsta îmi spunea odată în urmă cu un an, jumate, doi ani, că au făcut ei un tur cu cei din Bucovina, nu știu dacă n-ai fost, Aurel, și tu cu ei atunci, știu că m-am dus și eu cu ei până la Viena, prin bisericile române din Europa. Și au ajuns și la Roma și când au ajuns la Roma, zic, mergem și în Grecia dacă toți suntem aici. Ce să facă cu autocarul? L-au pus pe un peridoc. Și l-au pus pe un peridoc și gata, direcția Grecia. Dar n-a trecut o oră, o oră și jumătate de când pe Marea Egee au început să înainteze și s-a stârnit o furtună puternică. La un moment dat, valurile se ridicau până la 8-9 metri, că au intrat în panică și cei ce erau în personalul peridocului. Ne-au spus toată lumea să stea cât mai la centru, să ferească, să evite și să se ferească de extremități. Și oamenii erau în panică, era un grup de tineri așa frumoși ca voi, vreo 60, care stăteau undeva deoparte, dar parcă erau mai panicați ca toți ceilalți, se uitau speriați. Și Ilie, cum este, el fantezist, totdeauna a fost un non-conformist, și-a luat acordeonul, s-a dus la catar și-a început să cânte. Iisus umblă și astăzi pe apă. Și toți se uitau, mai ziceau, cu ăsta ceva nu-i în ordine. Și-a mai cântat odată. Și la un moment dat au venit oștenii noștri toți pe lângă el și au început să cânte tot. Și se uitau cei după peridoc și au zis, bă, cu ăștia ceva nu-i în ordine. O fi băut, ce să după, dar ăștia cântau și slăveau pe Dumnezeu. Și trăia Mitru Coroma, că a fost aici în biserică un timp. Și m-au chemat pe Mitru și au zis, frate Mitre, hai că ești mai bătrân, rostește acum o rugăciune aici. Și cu vocea aia lui puternică, a mea e slabă voce, când era mai tânăr strigam și eu mai tare, de acum am îmbătrânit. Strigat odată Mitru, vântule, în numele Domnului Dumnezeului celui mare și puternic, oprește-te și tu mare, liniștește-te. Și toți se uitau și nu înțelegeau ce se întâmplă, că n-au priceput. Dar curmea, când foarte scurt timp, marea s-a liniștit și peridocul a plutit liniștit. Și când au văzut ăștia că peridocul plutește liniștit și marea este liniștită și vântul nu mai suflă, s-au dus și au întrebat, auziți, da, omul ăla e vraci? Ce cuvinte a rostit? Ce a spus? Ăsta trebuie, că e vrăjitor, a făcut ceva. Și cineva l-a spus, mi-a răspuns în limba lor în engleză, nu, noi suntem creștini, noi suntem copiii lui Dumnezeu și noi credem că totul este posibil prin rugăciune. S-au uitat canadienii ăștia mei și au zis, da, dacă sunteți creștini, unde mergeți? Păi mergem în Grecia. Păi și noi mergem cu voi. Bun, dar noi mergem la Atena și noi mergem cu voi. Dar noi suntem pocăiți, noi mergem în biserici și noi mergem cu voi. De ce? Că am văzut că e Dumnezeu cu voi. Dragul meu, când e Duhul Sfânt în tine, El e a treia persoană din Dumnezeu, El pregătește viața noastră pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. El pregătește biserica pentru întâlnirea din văzduh. El este Cel ce va prezenta, Duhul Sfânt va prezenta onorul înaintea Dumnezeului Fiu și va prezenta biserica despre care Pavel a zis că e fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și aici e Duhul Sfânt în fiecare din cei care îmi primesc. De aceea a fost dată cincizecimea. De aceea a început dispensația a treia. De aceea suntem în perioada aceasta când Duhul Sfânt ne pregătește pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, pentru veșnicie și ne dă putere. Dragul meu, pe calea aceasta trebuie să fie un om, trebuie să fie doi oameni. Pot fi mii și milioane de oameni, dar să fie cei din 1 Timotei 6:11. Oameni neprihăniți, oameni evlavioși, oameni credincioși,
oameni iubitori, oameni răbdători, oameni plini, oameni cucernici, care să se roage totdeauna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi lucrează. Amin. N-ai vrea să lucreze Domnul în viața ta? Amin. N-ai vrea să lucreze Domnul în casa ta? Amin. N-ai vrea să aduci problema ta la cunoștința lui Dumnezeu? Cum zice Pavel în Filipeni 4:6, aduceți toate lucrurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Să vedeți că ele se rezolvă, că prin Duhul Sfânt e pregătit terenul și rugăciunea ajunge înaintea Tatălui. Slăvit să fie Domnul! Când ești pe calea aceasta, când ești pe calea aceasta pregătită de Duhul Sfânt care duce către cer, când ești un om cucernic, când ești un om care te rogi, când ești un om evlavios și cu o viață lipsită de păcat, păi nu poți fi decât plin de iubire, nu poți fi decât plin de dragoste. Și dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea nici când. Domnul Iisus se uita la ucenici și în Ioan 13 cu versetul 34 mi-a spus, aceasta este porunca mea, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și era porunca Domnului Iisus și porunca aceea e valabilă pentru noi toți. Vrem acel deodată să se întâmple, vrem să simțim că înăuzirea Duhului Sfânt, vrem să fim biruitori, dar trebuie să iubim pe cei de lângă noi. Cunoaștem că am trecut din moarte la viață. Cunoaștem că suntem cucernici, cunoaștem că avem o relație cu cerul. Dacă avem dragostea pe care Domnul Iisus Hristos ne-o cere, prin asta cunoaștem că am trecut din moarte la viață, că iubim pe frați. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său este un mincinos. E greu cuvântul, dar ăsta este adevărul. De aceea e foarte important să iubești. Dragostea nu este un sentiment, e prea puțin zis un sentiment. Mulți cred că dragostea este acea atracție carnală și gata, cu asta s-a rezolvat tot. Da, de unde? Știți că dragostea aceea carnală este determinată de acel hormon numit oxitocină. Și la bărbat nu ține mai mult de 5 ani, la femei durează cam 7 ani, că ele sunt mai pline de iubire decât bărbații. Dacă în perioada asta nu descoperi alte calități în viața partenerului tău de viață, foarte multe familii se destramă. Că dispare acea atracție, acea atracție care stimulează firea. Dar întotdeauna dragostea din Dumnezeu te ajută să urci pe noi trepte. Dragostea e mult mai mult. Dragostea nu este o emoție, ea este un sacrificiu. Sunt mulți ani, era poate prin 87-88, trăia fratele Filip. Vă aduceți aminte, frate Măcelaru, știu că mi-a spus la Târgu Mureș, că și amintesc bine de el. Trăia fratele Filip și era diaconul bisericii din Fratelia. Și ne povestea în biroul filialei cum, într-o dimineață când se pregătea primăvara și bătea cu insistență la porțile vieții noastre românești, la un început de martie, se topea zăpada și razele de soare au apărut, fiica lui, undeva la marginea orașului, la marginea cartierului, care avea 4 copii, se pregătea să facă focul, să se încălzească micuța casă pe când se trezesc copiii. Cum a aprins focul cu petrol sau motorină, cu ce m-o fi aprins, s-a răsturnat recipientul și deodată toată casa a fost în flăcări. Și mama asta care a iubit, așa cum numai o mamă poate să iubească, a sărit la copii și a luat 3 copii odată în brațe și a ieșit cu ei afară. Vecinul de vis-a-vis, când a văzut focul că iasă prin acoperiș, pentru că acea căsuță era cu carton gudronat, a fugit trepte și a strigat, vecină, am anunțat să vină salvarea. I-a zis, ia copiii! Și a zis, ce faci? Și femeia asta și-a dus aminte că mijlocul focului în casă, într-un cărucior, e cel mic. A sărit în flăcări, s-a dus până la cărucior. A luat copilul cum numai o mamă știe să facă. L-a învelit cu hainele ei și târându-se aproape pe burtă,
a ieșit prin foc cu copilul afară. Când a ieșit, părul iar se iese de pe cap, spatele ei ardeau, cum cânca pe zăpada rece carnea carbonizată a rămas acolo, a făcut câțiva pași și a căzut. Au dus-o în casa vecinului că s-a învărmit, nici acum nu vin cum trebuie, să mă ierte medicii. Dar asta e situația. Nici acum nu vin cum trebuie, atunci nici așa nu veneau în vremea comuniștilor. Și copilul, care era și el atacat de flăcări, plângea. Mama a cerut să-l înlăpteze. Și în timp ce și-a înlăptat copilul, a oftat și și-a dat duhul. Țin minte că eram în birou în filiale atunci mai mulți frați. Și toți am început să plângem când ne-a povestit bătrânul Filip. O dragoste care nu are limite. O dragoste care merge până la sacrificiu. Pe când ești pe calea către cer, iubești orice ar fi. Dionisie Giuchici era poetul dumneavoastră aici. Ați avut doi poeți deosebiți, Teodor Codrean și pastorul bisericii și poet, și Dionisie Giuchici. Eram la convenția din Portland, Oregon, și Dionisie deja făcea dializă, mi se pare că tot la două zile. Țin minte că avea fața lividă, era palid și a coborât după ce a fost urcat sus pe podium și a recitat o poezie și a obosit, imediat s-a așezat pe un scaun. Și a venit un om care iubea ca Dumnezeu, era Dobrean Ionuț de la Micănești. S-a dus la el și a zis, frate Dionisie, mâine dimineață la prima oră sunt fața casei la tine. Pregătește-te că merem să facem testul de compatibilitate. Care din cei doi rinichii vrei până ți-l dau? Dar vreau să trăiești pentru copiii tăi. Necazul a fost că am înțeles că niciunul din rinichi n-a fost compatibil. Dar un om care a fost gata să doneze din el, unii așa de mult îl iubeau pe apostolul Pavel, că erau în stare să-și dea și ochii, să iubești și să mergi până la sacrificiu. Asta înseamnă neprihănire, evlavie, credință, dragoste. Astea sunt componentele vieții trăite cu Dumnezeu, adevăratei cucernicii, care îl determină pe Dumnezeu să lucreze și să facă miracole în viața ta. Când însă avem o religie de formă și de suprafață, lăsați-mă să vă spun că poate fi religia uscată sau de plastic, cum o numesc eu, viața o dă Duhul. Duhul de viață, litera omoară. Avem prea mulți literați și prea puțini oameni plini de Duh. Și repet, Pavel zice, fiți plini de Duh! Nu o să sperie diavolul de literile noastre. Nu o să sperie nici de diplomele noastre. V-am mai spus, eu cred că aici, se spune că odată la un parc de zimbri s-a dus un șmecher de reporter să realizeze el ce știu ce material cu cel mai fioros zimbru. Și s-a dus să intre acolo și îngrijitorul a zis, domnule, dar nu poți să intri. Cum să nu pot? Nu poți să intri, domnule. Am ordin de la conducerea parcului să nu las pe nimeni. Uite, am zimbri vreo 2-3 aici foarte periculoși. Și ăsta am crezut, a zis, domnule, uite-te aici, vezi legitimația asta. Eu cu asta intru și la șeful statului și nu pot să intru la tine în zimbri, la zimbri? Nu, o să mă împace, nu vrei, las că sar eu peste bârnele astea și mă duc. Și a sărit peste bârne și zimbrii tocmai mâncau. Și s-a apropiat de cel mai mare, care i s-a părut lui că e cel mai fioros, să-mi pozeze, dar când zimbrul l-a văzut, s-a repezit spre el. Și ăsta tipa și striga la îngrijitor, scapă-mă, ajută-mă, salvează-mă! Dar la dădincolo îi spune, arată-i legitimația, arată-i legitimația, că tu ai zis că intri cu legitimația ta oriunde. Zimbru turbat, meu turbat, diavolul care răgnește și luptă și astăzi, nu se sperie de literă, se sperie de vieți pline de Duhul Sfânt. Dacă avem nevoie de ceva astăzi, avem nevoie de biserici pline de Duhul Sfânt, de oameni plini de Duhul Sfânt, avem nevoie de lucrări de Duhului Sfânt, avem nevoie de suflarea Duhului Sfânt, avem nevoie în serviciile noastre să se întâmple acel deodată și să vedem cum bolnavii sar și se vindecă, să vedem cum problemele se rezolvă
și cum plecăm plin de bucurie, smerind și mărind pe Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat când Petru și Ioan s-a dus la templu. Unul stătea acolo, se uita la ei și cerșea, aștepta să-i dea ceva de mimă. Și cei doi apostoli au zis, aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă! Și era crezut. Și când au prins de mână, au sărit și a început să slăvească pe Dumnezeu. Și miracolul acesta i-a determinat pe 5.000 de oameni, citiți în capitolul următor, pe 5.000 de oameni să urmărească apostolii, să le ascunde cuvintele și să se întoarcă la Dumnezeu. E nevoie în lumea aceasta bântuită de tot felul de spirite și mizerii. E nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt. Dragul meu, om cucernic înseamnă și om răbdător. Înseamnă un om care știe să răbde, care știe să se zmerească și care știe să treacă prin toate. Vedeți, prin răbdarea noastră ne câștigăm sufletele. Iacov zicea în capitolul 1 cu versetul 4 că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită în lucrarea. Spuneam că tot mai mulți sunt cei ce n-au răbdare, tot mai mulți sunt oameni obosiți. Tot mai mult am vrea într-un timp relativ scurt să putem condensa activitate cât mai mare, în pachete mici, să purtăm valori mari și ne zbatem de la o zi la alta, încercând să găsim soluții pentru așa ceva. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrare. Fără răbdare nu există sorți de izbândă. Eu țin minte că, împreună cu frații, nu vă spun numele, că dacă vi-l spun, îmi cunoașteți, poate toți. Am fost să ne rugăm odată pentru un demonizat și fratele respectiv, așa pornit ca o furtună, a început să strige la duhuri și Și un duh a zis, auzi, tu vrei să mă scoți afară? Tu ești mai agitat decât mine. Un rob al lui Dumnezeu și un slujitor al lui Dumnezeu niciodată nu se comportă ca tine. Și atunci am înțeles că ceea ce zice în Evanghelia după Ioan Mântuitorul este un mare adevăr. Am înțeles că trebuie să fim oameni răbdători. Am înțeles ceea ce scrie în Matei, că trebuie să împrumutăm și noi. Și Domnul a zis, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Am înțeles că pe calea asta uneori avem de suferit. Însă Domnul nu ne lasă singuri niciodată. Știți că atunci când mergem pe calea către cer, chiar dacă uneori în afară se pare că suntem biruiți, chiar dacă uneori credem că am fost drobiți și am fost învinși, s-ar putea atunci să fim cei mai învingători. Domnul niciodată nu-i mai aproape de noi ca în momentele acelea. Când dai Duhul lui Dumnezeu în tine, atunci zici, dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Dacă mor, pentru Domnul mor. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt a Domnului și mă duc înainte. Știi că în momentele grele ale vieții tale, Dumnezeu zice ce a zis prin profetul Isaia? Capitolul 46, versetul 4. Te-am purtat și vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc. Știi că Domnul atunci, parcă mai mult ca oricând, încearcă să se implice în viața ta. Hai să vă spun ceva. Mulți mă cunoașteți. Copiii mei am avut tot unul după altul, 6 copii. În 8 ani am avut 6 copii. Și după aia Domnul nu mi-a mai dat niciunul. Și când copilul meu cel mai mare avea aproape 5 ani, avea 5 ani împlinit, a făcut o amigdalită foarte păcătoasă, tot gâtul lui a fost puroi. În vremea aceea, în Arad, era un medic bătrân, dar foarte înțelept, foarte priceput, un om cu minte, doctorul Pintea. Și mi-a zis, domnule, trebuie să operăm copilul. Am zis, domnule, dar uite-te, n-are nici 5 ani, cum să mă operez? Domnule, gândește-te că se poate ajunge la septicemie și îl scăpăm de sub control și îl poți pierde, trebuie să-l operăm. Când i-am spus soția, a început să plângă, dar tu nu vezi, măi, n-are nici 5 ani să-l operăm. Măi, uite ce zice doctorul și încă zice că și polipii. Aoleu. Dar cum să-i spunem lui? Copilul era tare fricos. Am stat eu și am zis, știi, am găsit soluția.
Și l-am întrebat într-o zi, Lucian, el tot mereu îmi cerea să-i cumpăr bicicletă. Cum vedea, nu aveam posibilitate. Îmi făceam casa, abia două camere, le aveam luate așa în folosință, part-time, nu tot timpul, pe perioada de vară numai și... N-aveam nici dușmene, numai niște placaje, a șezat jos și covoare. Ardea mie de cumpărat biciclete, că nici eu n-aveam bicicletă. Dar tot timpul zicea, tati, îmi cumperi bicicletă. Vedeam la alt copii și trebuia bicicletă. Și într-o zi l-am chemat și am zis, Lucian, vrei să-ți cumpere tata bicicletă? Și m-a zis, da, foarte bucuros. De care vrei, cu două sau cu trei roți? El a zis, cu trei. Și eu m-am bucurat că aia cu două era mai scumpă decât aia cu trei. Am zis, bun, uite, tati îți cumpără bicicletă, dar facem o înțelegere. Mergem din nou la nenea doctorul. Nenea doctorul lucră ceva acolo la tine în gât, trebuie să elimine ceva ce e rău acolo. Și când a terminat nenea doctorul, tati îți promite că tu ai bicicletă. Vai ce s-a bucurat copilul meu! A sărit în sus plin de bucurie. Cât veneau la noi la fiecare, ne spunea, mie tati îmi cumpără bicicletă, mie tati îmi cumpără bicicletă. Aproape că nu era zi să nu-mi trebuie pe mamă sau pe mine câte nopți mai trebuie să dorm până când îmi cumpără tati bicicletă, când mă duc la medic. Și nopțile au trecut și a venit timpul când a trebuit făcute analize și făcute pregătirile și el era destul de inteligent, chiar dacă era mic. A început să cunoască spitalul, să cunoască policlinica și a venit dimineața când a trebuit să mergem la operație. Mamă se a făcut baie, m-a îmbrăcat. L-am luat în brață, dar copilul meu era foarte tăcut. Orice îmi întrebam, îmi răspundea foarte scurt, da, nu. Am urcat pe tramvai, arătam de pe tramvai, uite ce clădire, fii atent ce copii acolo. Nu-l interesa nimic. Era trist, dar mergeam spre operație. Când ne-am apropiat și trebuia să intrăm pe ușa policlinicii, înainte de a intra, a cunoscut clădirea, s-a întors spre mine cu amândouă mâinile, mi-a prins gâtul și a zis, tati, eu m-am hotărât, renunț la bicicletă. Am zis, mă copile, ție ți-e frică de operație, așa-i? Și a zis, da, nu mai vreau. Am zis, nu se poate. Uite, mama ta a început să plângă. Vrei să plâng și eu? Vrei să plângă și frații tăi? Tu vrei să mori? Și am stat vreo 10 minute, acum o să-mi conving că bicicleta o să o aibă și că va fi bine. Și ce credeți că mi-a zis un copilaș care n-avea 5 ani? După ce m-am convins, încă o dată m-a prins cu amândouă mâinile de gât și a zis, da, te rog, că nenea doctorul mă operează, tu să mă ții în brațe. N-am putut să-mi țin în brațe, a trebuit să-mi predau și nenea doctorul l-a operat. Dar vreau să vă spun că doctorul nostru cel mare ne ține în brațe. Mă veți întreba, avem Duhul Sfânt, suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De ce trecem prin atâtea încercări? De ce trecem prin atâtea necazuri? De ce atâtea operații? Nenea doctorul e acolo. Dumnezeu e acolo. Zice prin profetul Isaia, în capitolul 43, vei trece prin foc și flăcările nu te vor arde. Vei trece prin ape și râurile nu te vor înneca. Că El este acolo, mărit să fie numele Său. Zice același profet în capitolul 54, pot să se mute munții și pot să se clatine dealurile. Dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va rupe, că El este în control. Nu că Dumnezeu nu știe ce putem noi. Dumnezeu vrea să ne dovedească nouă că depindem de El. Rețineți în seara aceasta. Dumnezeu ne-a trimis Duhul Sfânt să ne facă nu niște învinși, ci învingători. Amin. Dumnezeu ne-a trimis Duhul Sfânt nu să ne prăbușim, ci să ne poarte în carul Lui de biruință. Dar niciodată, niciodată, Dumnezeu nu-i mai aproape de noi ca atunci când trecem prin momentele grele. Cornelie, rugăciunile tale au fost ascultate. Și acum îți spun și ce trebuie să faci. Trimite la Iope să vină Petru și el va lămuri toate problemele. Dragul meu,
rugăciunile tale au fost ascultate. Roagă-te în continuare. Întotdeauna caută cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai trebuie să vină Petru. E cuvântul lui Petru aici. E cuvântul lui Pavel aici. E cuvântul lui Hristos aici. E Duhul Sfânt în viața ta. Și nu uita, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt te conduce în tot adevărul. Fii biruitor în numele Domnului. Amin. Există o mâine dimineață în care apus nici când nu va mai fi, când soarele dreptății Domnul pe nor de slavă va veni. Iisus cuvântul se întoarce, biserica în cer să-și ia, albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota. Splendoarea cerului cuvântul te-a întrupat, Iisus Emanuel, mi-ai arătat calea spre ceruri și dragostea de Dumnezeu. Iisus cuvântul se întoarce, biserica în cer să-și ia, albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota. Și Duhul și Mireasa strigă, vino, Iisuse, vino mai curând. Mi-e dor să te întâlnim, drag miră, când despărțiți nu vom mai fi nicicând. Iisus cuvântul se întoarce, biserica în cer să-și ia, albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota. Iisus cuvântul se întoarce, biserica în cer să-și ia, albită-n sângele iubirii, cruce-n dealul Golgota. Iisus cuvântul se întoarce, biserica în cer să-și ia, albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota, albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota. Albită-n sângele iubirii, pe-o cruce-n dealul Golgota. Higdil Adonai lasot im el.
רחוק. Ce mă înconjoară este atât de colorat. Ochii-mi zâmbesc
Le spun că îi iubesc mai tot mere, iar când îi supăr e un cer iertare, și de la el și de la Dumnezeu. Nu-i nimeni să mă ajute ca și tata, când vin cu ochii bluși înaintea lui. Nu mă înțelege nimeni ca și mama, așa și tatăl universului. Ce minunat tu m-ai creat, și tot ce mă înconjoară este atât de colorat. Ochii zâmbesc când te privesc, cu inima întreagă, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Ce minunat tu m-ai creat, și tot ce mă înconjoară este atât de colorat. Ochii zâmbesc când te privesc, cu inima întreagă, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Ce minunat tu m-ai creat, și tot ce mă înconjoară este atât de colorat. Ochii zâmbesc când te privesc, cu inima întreagă, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Ce minunat tu m-ai creat, și tot ce mă înconjoară este colorat. Ochii zâmbesc când te privesc, cu inima întreagă, Doamne, vreau să-ți
vom aduce mereu aminte, vom spune lumii lucrările-ți mari. Vom striga, o, cât de mari e credincioșia ta. Haideți împreună cu noi. Te vom aduce mereu aminte, vom spune lumii lucrările-ți mari. Vom striga, o, cât de mare e credincioșia ta. Ești creatorul, susținătorul, mângâietorul, iubit salvator. Și peste vremuri ne-ai fost scăpare, ne-ai dat pace chiar în furtun. Prin multe semne ți-arăți puterea, prin sânge sfânt harul ți-ai revărsat. Ne-ai fost alături, sprijin în toate, ne-ai dat pace chiar în futur. Ne vom aduce mereu aminte, vom spune lumii lucrării. Frumoasă amintire, e amintirea asta. Mi-aduc aminte de-a ta chembare, de ziua când mi-ai spus un salvat, că niciodată nu voi fi singur pe veci, viața tu mi-ai schimbat. Yeah.
Emisiunea Păstorul cel Bun poate fi urmărită pe postul de televiziune Nașul TV în fiecare sâmbătă la ora 10 și duminica la ora 14. De asemenea, emisiunea este difuzată pe internet la adresa www.nasul.tv. Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.